încă nu au intrat la liceu, dar visează să facă echipă pentru România la Olimpiadă. Anda și Ina concurează deja într-un sport frumos, dar dificil, călăria. Cele două puștoaice s-au îndrăgostit de acest sport, dar mai ales de caii lor, și nu le e frică deloc că ar putea fi rănite. Niște animale absolut superbe și că niciodată nu o să văd să-ți facă rău cu intenții sau să-ți facă ceva. Sunt dacă tu le dai iubire și te vor iubi la fel înapoi. Surorile s-au atașat mult de superbele animale și petrec mult timp împreună cu caii, ba chiar și mănâncă alături de aceștia. De multe ori mi s-a făcut, făcut, și mie fave și am zis să gust și eu. Și merele le împart cu ei, adică eu mănânc mărul și dau lor cotorul să mănânce și ei. Și da, le dăm și niște tritori de cai, sunt de unele speciale. Cele două se laudă cu șase cai superbi cu care concurează. Am mai avut încă unul, dar din păcate a trebuit să-l vând. Pentru că acest sport este foarte mult, foarte greu când te atașezi de un cal să-l dai, dar din păcate asta trebuie să faci dacă vrei să avansezi și să-ți alți cai să poți să urci în acest sport. Anda și Ina au participat deja la turnee importante la categoria lor de vârstă și visează să reprezinte România la Olimpiadă. Ar putea face o echipă de vis. Este ceva foarte frumos și mă bucur de dacă când aud din României să cânte pentru mine. Este o senzație și un... Ceva nu pot să explic, dar este foarte frumos să fiu acolo cu calul meu și să văd steagul româniei și să aud inul.